Filialele Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Brașov, București, Timișoara și Iași organizează în perioada 22-30 iulie a 18-a ediție a taberei de voluntariat împreună pentru copiii de la Valea Plopului. ASCOR a dat deja startul înscrierilor. Cei care doresc să facă parte din echipa de voluntari se pot înscrie până în data de 17 iulie. Programul taberei este încărcat și divers, îmbinând munca, rugăciunea și lucrul în echipă. Voluntarii vor desfășura activități gospodărești în folosul Centrului Social de la Valea Plopului și îi vor implica pe copiii aflați în grija părintelui Nicolae Tănase în activități recreative și educative. Tinerii din ASCOR Brașov, București, Iași și Timișoara organizează cu binecuvântarea și sprijinul părintelui Nicolae Tănase cea de-a 18-a ediție a taberei împreună pentru copiii de la Valea Plopului în perioada 22-30 iulie 2023. Evenimentul reprezintă o frumoasă tradiție începută în ASCOR în anul 2008, pe care noi încercăm să o păstrăm cu sfințenie an de an, astfel că, deși generațiile de studenți se schimbă, noi ne adunăm tineri din toată țara la Valea Plopului și încercăm să organizăm, pe lângă activitățile gospodărești, activități cu caracter duhovnicesc, participări la sfinte slujbe, seri de rugăciune, discuții, conferințe, care l-au ca invitat principal pe părintele Nicolae Tănase, dar și momente de relaxare, activități de socializare și activități prin care încercăm să implicăm pe copiii care se află în grija Centrului Social Provita. Munca și entuziasmul voluntarilor care participă în această tabără reprezintă un real folos pentru Centrul Social Provita, care în prezent numără aproximativ 500 de persoane, copii, bătrâni sau persoane cu dizabilități. La tabăra de voluntariat pot participa persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Înscrierile se pot face online accesând pagina de Facebook a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români.